Rugămintea mea este ca domnii jurnaliști să nu scoată din context spusele mele din campania electorală de la o emisiune de duminică dimineața cu la un post local de televiziune, național de televiziune, mă rog, din Republica Moldova. Situația este complet schimbată. Ceea ce face acum Maia Sandu și Andrei Năstase este foarte bine, pentru că se gândesc la viitorul Republicii Moldova. Dușmanul pentru moldoveni este și pentru pro-europeni este Vlad Plahoniuc și cei care îl înconjoară. De asemenea, Igor Dodon. În niciun caz nu pot fi acuzați Maia Sandu și Andrei Năstase de faptul că în acest moment încearcă prin toate mijloacele să construiască o majoritate. Este absolut normal ce fac. Același lucru se întâmplă astăzi în România, unde partidul din care eu fac parte este nevoit să stea de vorbă inclusiv cu UDMR, cu reprezentanța ai ALDE sau cu reprezentanța ai Pro-România, pentru că e mai importantă stabilitatea Republicii Moldova, respectiv a României, decât situația de moment și eventualele acuze. Deci vă rog înțelegere și mai ales foarte mare atenție în momentul în care se preia o știre scoasă dintr-un context pur electoral din urmă cu 2 luni de zi.